copii. Eu sunt Andreea și astăzi o să învățăm împreună culorile. Prima culoare pe care o să o învățăm este culoarea roșie. Mărul este roșu. Ce culoare este mărul? Mărul este roșu. Următoarea culoare pe care o învățăm este culoarea albastră. Peștele este albastru. Ce culoare este peștele? Peștele este albastru. Următoarea culoare studiată este culoarea galbenă. Banana este galbenă. Ce culoare este banana? Banana este galbenă. Următoarea culoare pe care o să o învățăm este culoarea verde. Frunzele sunt verzi. Ce culoare sunt frunzele? Frunzele sunt verzi. Următoarea culoare pe care o învățăm este culoarea albă. Pomul de zăpadă este alb. Ce culoare este omul de zăpadă? Pomul de zăpadă este alb. Următoarea culoare pe care o învățăm este culoarea neagră. Cățelul este negru. Ce culoare este cățelul? Cățelul este negru. Următoarea culoare este culoarea maro. Calul este maro. Ce culoare este calul? Calul este maro. Următoarea culoare este culoarea roz. Porcușorul este roz. Ce culoare este porcușorul? Porcușorul este roz. Acum haideți să recapitulăm. Culoarea roșie, culoarea albastră, culoarea galbenă, culoarea verde, culoarea albă, culoarea neagră, culoarea maro, culoarea roz. Bravo! Sunt foarte fericită și mândră de voi pentru că ați învățat culorile. Acum o să vă spun la revedere și vă invit să vizionați toate videoclipurile mele. La revedere și ne vedem mai târziu!